Atenție! Emisiune dedicată și persoanelor cu deficiențe de auz. Telejurnalul este prezentat de Vadim Cheptănaru. Bună seara și bine v-am regăsit la Telejurnalul pe titlurile acestei ediții. Serviciile de informații americane susțin că Vladimir Putin are de gând să-și impună controlul până în regiunea transnistreană. Ministerul Apărării de la Chișinău nu remarcă deocamdată un risc de extindere a războiului pe teritoriul Republicii Moldova. Primarul Chișinăului afirmă că majorarea prețului biletelor la transportul public local este inevitabilă și se așteaptă ca măsura să fie susținută de consilieri. Deputații lituanieni cer instituirea unui tribunal internațional după modelul celui de la Nuremberg, în care să fie judecați cei acuzați pentru crime de război în Ucraina. Serviciile de informații americane susțin că Vladimir Putin nu se va limita doar la ocuparea Donbasului și are de gând să-și impună controlul până în regiunea separatistă din Republica Moldova. Pentru aceasta ar trebui însă să facă o mobilizare generală a forțelor sale. Ministerul Apărării de la Chișinău anunță că informațiile pe care le deține nu indică acum un risc de extindere a războiului pe teritoriul Republicii Moldova. Șefa Serviciilor Americane de Informații a declarat că președintele rus Vladimir Putin se pregătește pentru un conflict prelungit în Ucraina, în care intenționează să atingă obiective dincolo de Donbass. We also see indications that the Russian military wants to extend the land bridge to Transnistria. And while the Russian forces may be capable of achieving most of these near-term goals in the coming months, we believe that they will not be able to extend control over a land bridge that stretches to Transnistria and includes Odessa without launching some form of mobilization. În urma acestor declarații, Ministerul Apărării al Republicii Moldova a transmis un comunicat. Autoritățile Republicii Moldova sunt în strânsă cooperare și schimb de informații cu partenerii țării noastre, inclusiv SUA. Instituțiile abilitate din țara noastră examinează în continuare tot spectrul de scenarii care vizează evoluțiile de securitate din regiune, iar cumulul de informații nu indică asupra riscului de extindere a războiului pe teritoriul nostru. Șefa Serviciilor Americane de Informații a evocat o imagine sumbră și incertă a următoarei faze a invaziei lui Putin, despre care a spus că va fi dificil de prezis, deoarece, cităm, Putin se confruntă cu o discrepanță între ambițiile sale și capabilitățile militare convenționale actuale ale Rusiei. Și fostul vicepremier pentru reintegrare crede că armata ucraineană dă peste cap planurile Rusiei de a înainta până în regiunea transnistreană. Potrivit lui, atacurile sporadice asupra Odesei nu sunt decât acțiuni tactice de menținere a presiunii pe forțele armate ale Ucrainei. Pentru a fi în stare să realizeze acest lucru, va fi nevoită să se recurgă la o mobilizare într-o formă sau alta. Să nu uităm spre remarcă că vorbim de perspective de câteva luni, timp în care se pot schimba foarte mult. Vedem că situația în acest război se schimbă și în zile, uneori și în ore. Până nu se lămurește cu Donbasul, Rusia nu are cum înainta mai departe pe litoralul Mării Negre. Ucraina trece la contraofensivă în a 77-a zi de război în regiunea Harkov, reușind să respingă avansul trupelor rusești. Lupte intense se duc și la gurile Dunării cu rușii ce au ocupat insula Șerpilor. Dacă până acum armata ucraineană a susținut linia frontului din Donbass, astfel încât rușii să nu avanseze, începând de astăzi, soldații ucraineni au început să respingă ocupanții ruși din zonele pe care le controlau în regiunea Harkov. Zbrojni sile nașei države zabezpečili nam usim хороші новини з Харківської області, поступово відтискають окупантів від Харкова. Я вдячний усім нашим захисникам, усім нашим захисницям, які тримають оборону і проявляють дійсно надлюдську силу, щоб вигнати армію загарбників. Колись другу за потужністю армію світу. Lupte aprige se dau și în zona insulei Șerpilor, aflată în proximitatea țării noastre. Rușii ocupă această insulă de la începutul ostilităților, însă ucrainenii le atacă în mod constant pozițiile și navele de aprovizionare cu drone Bayraktar.
Lumea întreagă a privit împietrită o serie de imagini date publicității de Parlamentul Ucrainean cu soldații de la oțelăria Azovstal care nu se predau rușilor după mai bine de 2 luni de lupte crâncene. Cei mai mulți dintre ei sunt grav răniți, dar nu au avut parte de ajutor medical specializat pentru că platforma industrială este încercuită de trupele invadatoare. Nu au medicamente și nici alimente, iar muniția este pe terminate. Vă avertizăm că urmează imagini cu un puternic impact emoțional. Parlamentul lituanian a votat în unanimitate o rezoluție prin care califică faptele comise de soldații ruși în Ucraina drept genocid. În același document al Seimului de la Vilnius, Rusia este catalogată drept stat terorist. Deputații lituanieni cer instituirea unui tribunal internațional după modelul celui de la Nuremberg, în care au fost judecați naziștii pentru crime de război. Parlamentarii de la Vilnius spun că e nevoie de o asemenea instituție pentru a-i urmări în justiție pe suspecții de crime de război în Ucraina. Reacția Moscovei nu s-a lăsat așteptată. Șeful serviciului de presă al Ministerului Rus de Externe, Maria Zaharova, a calificat votul de la Vilnius drept unul provocator și extremist. Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, este invitat a emisiunii Punctul pe azi de la TVR Moldova. Teme ca războiul ruso-ucrainean, criza refugiaților, securitatea energetică, cooperarea cu România și integrarea europeană a Republicii Moldova vor face agenda ediției moderate de jurnalistul Mădălin Necșuțu. Aflăm toate răspunsurile miercuri 11 mai de la ora 19 pe TVR Moldova. Ucraina a blocat în această dimineață tranzitul gazelor rusești către Europa Occidentală prin regiunea Luhansk. Autoritățile ucrainene spun că ocuparea teritoriului estic de către ruși face imposibil controlul operațional și tehnologic al nodului de distribuție de la Sohranovka. Asta înseamnă că 32,6 milioane de metri cub de gaz pe zi, adică o treime din exportul rusesc, va fi oprit. Ucraina a spus că ar putea muta temporar fluxul afectat către punctul de interconectare Sudja, controlat de autoritățile ucrainene. Gazprom spune însă că este imposibil tehnologic să transfere toate volumele către nodul Sudja. Președintele Consiliului de Administrație Moldova Gaz, Vadim Ceban, a precizat că nu a primit notificări oficiale de la Gazprom și operatorul de transport al gazelor din Ucraina cu privire la restricționarea furnizării prin punctele de conexiuni Alexeievka și Grebenki. Potrivit lui Vadim Ceban, livrările de gaze naturale către Republica Moldova se fac în regim obișnuit. Începând de mâine, Republica Moldova va cumpăra curent electric și din Ucraina. Energocom a semnat un contract de achiziție a 30% din necesarul de energie electrică pentru luna mai cu firma de stat ucraineană Ukrhidroenergo. Vladimir Sudovoi, director general interimar al Energocom, a declarat că la solicitarea părții ucrainene, prețul de achiziție pentru acest contract este secret comercial și nu poate fi divulgat. Anastasia Taburceanu, purtătorul de cuvânt al guvernului, a declarat pentru TVR Moldova că prețul plătit de consumatorii finali nu va crește. La sfârșitul lunii aprilie, Energocom a semnat un contract de achiziție cu centrala termoelectrică de la Cuciurgan la prețul de 59,5 dolari megawatt-oră. Moldgres și-a asumat să asigure 70% din necesarul de energie electrică pentru luna mai.
După mai multe amânări, scumpirea transportului urban în Chișinău revine mâine pe agenda aleșilor locali. Primarul Ion Ceban afirmă că majorarea prețului biletelor este inevitabilă și se așteaptă ca măsura să fie susținută de consilieri. Au trecut aproape două luni de când Primăria Chișinău a vorbit de majorarea prețului biletelor pentru troleibuz și autobuz de la 23 lei la 6 lei. În ajunul sărbătorilor pascale, proiectul era pe ordinea de zi a Consiliului Municipal, dar nu a ajuns la vot, chiar la cererea lui Ion Ceban. În contextul scumpirilor din ultima perioadă, primarul general spune că nu vede altă soluție pentru rentabilizarea sistemului de transport public din oraș, chiar dacă atât călătorii cât și unii aleși locali nu văd cu ochi buni creșterile de preț. Îmi asum deplin această decizie, care pare a nu fi foarte populară, dar la această etapă una strict necesară pentru dezvoltarea transportului public din Chișinău și evitarea ducerii în faliment a parcului urban de autobuze, dar și regii transport electric. Fostul primar Dorin Chirtoacă și fostul viceprimar Victor Chironda au transmis că inițiativa primăriei este nejustificată și în lipsa unui audit financiar la societățile de transport local, nu înțeleg cum s-a ajuns la valoarea de 6 lei pentru un bilet. Primarul Ion Ceban, care a creat blocul politic MAN acum 6 luni, nu exclude că ar putea candida din nou la fotoliul de primar în alegerile locale de anul viitor. Sunt foarte multe proiecte pe care vreau să le duc la bun sfârșit. O să decidem împreună cu chișinăuienii, cu echipa. Ion Ceban a câștigat funcția de primar general al Chișinăului în anul 2019, de pe listele Partidului Socialiștilor. Autoritățile de la Chișinău vor prelungi cu încă 3 ani programul Start pentru tineri, destinat celor care vor să demareze o afacere. Ce modificări vor apărea în acest program, vedeți în telejurnal. Trei polițiști, printre care și un șef de direcție din cadrul Inspectoratului Național de Securitate Publică, au fost reținuți pentru fapte de corupție. Procurorii fac la această oră percheziții la domiciliile, în automobilele și birourile lor. Potrivit oamenilor legii, șeful de direcție al Inspectoratului Național de Securitate Publică mai este vizat și într-o anchetă pentru îmbogățire ilicită. Procurorii anticorupție au anunțat că vor oferi mai multe detalii doar după încheierea acțiunilor de urmărire penală. Cei trei polițiști suspectați de corupție au fost reținuți pentru 72 de ore. Prețurile la carburanți continuă să crească îngrijorător. Pentru mâine, Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a anunțat un preț plafon de 28 lei și 95 de bani pentru un litru de benzină de 95, cu 17 bani mai mult decât prețul afișat astăzi. Și prețul la motorină crește. Pentru joi este stabilit plafonul de 27 de lei și 84 de bani. Doar într-o săptămână, prețul la benzină a crescut cu 1 leu și 40 de bani. Creșterea prețurilor la carburanți înregistrată în ultimele zile reflectă reacția burselor internaționale la cererea tot mai mare din partea pieței ucrainene și discuțiile intense din interiorul Uniunii Europene privind planurile de refuz total până la sfârșitul anului curent asupra importurilor de țiței și produse derivate din Federația Rusă. Atât cotațiile Brent la țiței, cât și cotațiile Platz la motorină au avut o creștere considerabilă pe parcursul săptămânii precedente, ajungând la un nivel maxim de 114 dolari pentru un baril de petrol și 1194 de dolari pentru tona de benzină. La începutul lunii septembrie 2021, litru de benzină cu cifra octanică 95 costa 20 de lei și 23 de bani, iar un litru de motorină 16 lei și 42 de bani.
O delegație a Republicii Moldova condusă de șeful diplomației Nicu Popescu va participa la forul ministrilor de externe a celor mai dezvoltate țări din lume. Este vorba despre o reuniune în formatul G7, eveniment ce începe mâine și se va desfășura timp de 3 zile în localitatea Weissenhaus, Germania. Nicu Popescu va vorbi despre situația de securitate din regiune în contextul războiului din Ucraina, gestionarea crizei refugiaților, impactul economic asupra Republicii Moldova și implementarea reformelor necesare pentru parcursul european. Ministrul de Externe al Republicii Moldova va avea întrevederi cu șeful diplomației europene Josep Borrell și cu omologii săi din Germania, Franța, Italia, Ucraina și Japonia. Republica Moldova participă în premieră la reuniunea ministrilor de externe din țările cu cele mai mari industrii din lume, din care fac parte Statele Unite, Canada, Japonia, Marea Britanie, Germania, Franța și Italia. Autoritățile Republicii Moldova anunță că vor prelungi cu încă 3 ani programul Start pentru tineri. Cei care vor începe o afacere vor primi chiar granturi mai mari. Decizia de a prelungi programul a fost luată datorită numărului tot mai mare de solicitări. Mecanismul de implementare al programului Start pentru tineri va fi simplificat astfel încât tinerii să beneficieze de o gamă largă de instrumente de suport antreprenorial. Unul dintre mecanisme presupune majorarea granturilor de la 180 la 200 de mii de lei. Va fi facilitat și accesul la resursele financiare, instruire, consultanță și mentorat în gestiunea și extinderea afacerii. Un element nou este oferirea creditelor cu componente de grant. Condițiile acestui instrument sunt cele mai avantajoase la moment care există în sistemul financiar. Și aici, evident, mă refer la rata dobânzii, care este o dobândă fixă de până la 6%. În același timp, grantul maxim care urmează a fi acordat de către UDIM este de 250.000 de lei până la, iar volumul creditului până la 1,5 milioane lei. Deci este vorba de un pachet financiar de circa 1,75 milioane de lei, suficient deja pentru a dezvolta afacerile lansate de tineri. A fost facilitat și accesul la granturile financiare emise de Fondul de Garantare a Creditelor, implementat de Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii. La program pot aplica antreprenorii cu vârste între 18 și 35 de ani. Am eliminat comisionul de garantare de 0,35% pentru anul 2022 și am majorat plafonul de garantare. Practic, până la 80% din valoarea creditului poate fi garantată la moment de către UDIM. Iar pentru tineri, plafonul total al creditului este de circa 5 milioane de lei. De la începutul acestui an, peste 180 de tineri s-au înregistrat pentru instruire, iar 160 au venit deja cu proiecte investiționale. Programul național Start pentru tineri a fost lansat în februarie 2019 cu scopul de a dezvolta spiritul antreprenorial în rândul tinerilor și încurajarea inițierii afacerii, în special în zonele rurale. Piesa Trenulețul a intrat în marea finală a concursului muzical Eurovision. Zdob și Zdub și frații Advahov, reprezentanții Republicii Moldova, au convins juriul și publicul printr-un show plin de energie și culoare. Imagini vedeți mai târziu în telejurnal. Consiliul Concurenței de la Chișinău vrea să afle de ce s-a scumpit atât de mult uleiul alimentar în ultima perioadă. De aceea a cerut documente și informații relevante de la producătorul de ulei de floarea soarelui, care ocupă o poziție dominantă pe piață. Dacă se va stabili în această firmă că a încălcat legea concurenței și a crescut prețul excesiv, va fi sancționată. În ultima săptămână, uleiul vegetal s-a scumpit cu circa 25% și a ajuns să coste în rețelele mari de magazine din Republica Moldova aproape 50 de lei litrul, comparativ cu prețul anterior între 36 și 39 de lei. În unele magazine mici mai poate fi găsit ulei la 40 de lei litrul. Pentru această scumpire bruscă, vânzătorii dau vina pe producători și pe distribuitori.
Medicina avertizează că a început sezonul bolilor digestive și a toxii infecțiilor alimentare. În Republica Moldova anual se înregistrează în medie 20.000 de cazuri și chiar până la 10 decese. Cei mai predispuși la apariția unor complicații sunt bătrânii cu boli cronice, gravidele și copiii mici. Cauzele toxii infecțiilor țin de igiena alimentară, dar și de igiena personală. Numărul de cazuri crește în perioada mai-septembrie. Factori, ca de exemplu, care duc la apariția bolilor de rece acute sunt produsele alimentare și apa contaminate, mâinile murdare, obiectele mediul ambient, insectele și rozătoarele. Pe perioada pandemiei, bolile de rece acute au fost la un nivel constant din motivul că au fost restricțiile. Acum, deja când s-au scos restricțiile, deja observăm o creștere. Simptomele persistă în medie cam 48 de ore și cedează la tratamentul adecvat. Există însă și cazuri când toxii infecția alimentară poate cauza complicații ce necesită internare la spital. Inclusiv și acum avem multe adresări. Unii copii chiar încerc să fie rehidratați pe cale intravenoasă. Copiii care prezintă vomă și diaree sunt expuși unei deshidratări mai severe. Atunci când deja se instalează, când avem buze uscate, tegumente uscate, elasticitatea pielei care deja nu este scăzută, sunt motive pentru adresare la medic. Spitalele au deja din ce în ce mai mulți pacienți ce au nevoie de tratament. Astfel de pacienți încă urmează să mai fie, deoarece sezonul abia începe. Astăzi dimineață, la ora 8, erau internați cu toxii infecție alimentară 12 pacienți și cu infecție intestinală un pacient. Pacienții internați nu au avut același focar de infecții. Specialiștii trag un semnal de alarmă și spun că toxii infecțiile alimentare pot apărea nu doar în urma unor mese festive, dar și a consumului ocazional de fructe sau legume infectate. Înainte de consum le pun și le țin puțin în apă, adică mai mult dacă am timp. Controlez situația, verific de fiecare dată ce consum. Am grijă de sănătatea mea. Mă strădui să nu cumpăr de la magazin fructele care nu sunt de sezon, în special. Dar chiar dacă și le cumpăr, le spăl foarte bine, de 2-3 ori. La nivel global, în fiecare an, cam 10% din populație este afectată de boala diareică acută sau de toxii infecție alimentară. Din nefericire, se înregistrează și o medie de 420.000 de decese. Republica Moldova este din nou în finala concursului muzical european Eurovision. Zdob și Zdub și frații Advahov au făcut un show de zile mari pe scena de la Torino, astfel că piesa Trenulețul se va auzi și în 14 mai, când se vor desemna câștigătorii din acest an ai competiției. Juriul și publicul au fost încântați de energia explozivă a basarabenilor și de ritmul care te îmbie la dans al piesei Trenulețul. Ieri am avut emoții deosebit de mari. A fost un public atât de primitor, a fost un public atât de cald, deci toți, nu contează ce țară era în sală, toți dansau și cântau Trenulețul cu noi. Ne-am simțit ca acasă, ne-am simțit ca în Moldova, am cântat ca într-un spectacol obișnuit cu echipa de la Zdob și Zdub, care au o experiență foarte și foarte mare în scenă. Deci scena era aparținut nu doar nouă, aparținut tuturor. Talentul interpreților, dar și îmbinarea tradiționalului cu modernul au făcut și ele diferența. În semifinala de aseară, reprezentanții Republicii Moldova au fost a noua trupă care a urcat pe scenă. Ca o coincidență fericită, tot ei au fost a noua trupă care a câștigat prima semifinală. Only two spots left in the grand final. The ninth finalist is... Moldavia! Good job, guys! Pe
Pentru mine a fost cel mai interesant și reușit Eurovision în viața mea. După 2 ani de pandemie, toată lumea are nevoie de pozitiv, de veselie, de muzică, de bucurie, să spunem așa, și contează fiecare element. Alături de Republica Moldova s-au mai calificat Ucraina, Elveția, Armenia, Islanda, Lituania, Portugalia, Norvegia, Grecia și Olanda. Este pentru a treia oară când trupa Zdob și Zdub participă la Eurovision. Pentru prima dată, trupa a urcat pe scena concursului în 2005 cu piesa Bunica bate toba. Atunci au reușit să se claseze pe locul 6. În 2011, Zdob și Zdub a reprezentat din nou Republica Moldova la Eurovision cu piesa Solaki. Atunci, Zdubii nu au depășit performanța din 2005, obținând locul 12. Finala concursului muzical european va fi sâmbătă 14 mai. Reprezentantul României intră în concurs în semifinala de mâine. Zeci de delfini au eșuat și au murit în ultimele luni pe plajele Mării Negre. Experții sunt în alertă. O posibilă cauză a acestui fenomen aflați din Telejurnal. O Uniune Europeană puternică este în interesul Statelor Unite, declară președintele american Joe Biden. Bulgaria va primi din iunie gaze naturale lichefiate din Statele Unite ale Americii la un preț mai mic decât cel pe care l-a achita companiei ruse Gazprom, iar Ungaria promite să nu împiedice aderarea Ucrainei la UE. Sunt știrile pe care vă invit să le urmăriți pe larg în rubrica Europa Azi. O Uniune Europeană puternică este în interesul Statelor Unite, a declarat președintele american Joe Biden la o întrevedere cu premierul italian Mario Draghi, pe care l-a găzduit la Casa Albă. Cei doi oficiali au afirmat că invadarea Ucrainei de către Rusia a întărit legăturile dintre Statele Unite și Europa. Premierul Draghi a prezis schimbări drastice pentru Uniunea Europeană, ale cărei țări membre devin tot mai solidare, impunând sancțiuni dure împotriva Rusiei și ajutând la înarmarea Ucrainei. În pofida dependenței Italiei de gaz, executivul condus de premierul Mario Draghi e un susținător puternic al sancțiunilor impuse Rusiei. Și asta chiar dacă în cadrul coaliției de guvernare de la Roma există neînțelegeri în acest sens. Italia s-a angajat să sprijine toate sancțiunile europene la adresa sectorului energetic rusesc, în pofida faptului că 40% din importurile de gaze naturale ale acestei țări provin din Rusia. Bulgaria va primi din iunie gaze naturale lichefiate din Statele Unite la un preț mai mic decât cel pe care îl achita companiei ruse Gazprom. Guvernul de la Sofia a anunțat că un acord în acest sens a fost parafat în cadrul întrevederii de la Washington dintre premierul Kirill Petkov și vicepreședintele american Kamala Harris. Decizia vine după ce luna trecută Gazprom a oprit complet livrările de gaze naturale către Bulgaria și Polonia, state care au refuzat să plătească în ruble livrarea combustibilului, așa cum a cerut Moscova. Condițiile impuse de Rusia au provocat critici din partea țărilor UE, care s-au solidarizat căutând în prezent soluții pentru a se dezice într-un timp cât mai scurt de resursele energetice rusești. Grecia a promis să ajute Bulgaria să depășească această perioadă dificilă din punct de vedere energetic. Autoritățile de la Sofia au anunțat între timp că nu vor prelungi acordul cu Gazprom, care expiră la sfârșitul acestui an. Ungaria nu va împiedica aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană atunci când va veni momentul, a dat asigurări ambasadorul ungar la Kiev, Igyartu István, într-un interviu pentru un post ucrainean de televiziune. Kievul a anunțat că nu a primit până acum niciun semnal din partea Budapestei privind o eventuală intenție a premierului ungar Viktor Orban de a bloca aderarea Ucrainei la UE. Potrivit unui Eurobarometru Flash difuzat săptămâna trecută, mai mult de jumătate din populația tuturor statelor din UE, cu excepția Ungariei, susține integrarea europeană a Ucrainei. Peste 65% din populația Uniunii consideră că Ucraina ar trebui să adere la UE când va fi pregătită. În toate țările membre ale Uniunii, aderarea Ucrainei la blocul comunitar e susținută de peste 50% din populație. Doar în Ungaria această idee e susținută de 47% dintre cetățeni, adică mai puțin de jumătate din populația țării. Marea Britanie a anunțat că va adopta măsuri pentru a soluționa tensiunile comerciale post-Brexit din Irlanda de Nord. Anunțul a fost făcut de ministrul britanic de externe Liz Truss după ce aseară Uniunea Europeană a îndemnat Londra să dea dovadă de creativitate și hotărâre pentru soluționarea problemelor referitoare la protocolul nord-irlandez. Șeful diplomației britanice a afirmat că aplicarea propunerilor UE nu va rezolva problema controlului transportului de mărfuri între Marea Britanie și provincia sa Irlanda de Nord. Potrivit protocolului, pentru a preveni o reintroducere
introducerea frontierei fizice între Irlanda de Nord și Irlanda, țară membra a Uniunii Europene, controlele vamale se efectuează în porturile nord-irlandeze, inclusiv pentru mărfurile venite din Marea Britanie. Guvernul de la Londra vrea să renegocieze acordul cu Bruxelles pentru că au apărut disfuncționalități în transportul unor mărfuri către Irlanda de Nord și amenință că ar putea lua măsuri de salvgardare. Continuăm cu alte știri. Doza 4 va fi administrată și în România din 16 mai. Orice persoană peste 18 ani care a făcut 3 doze cu vaccin de tip ARN mesager se poate imuniza la cerere cu a doua doză booster cu vaccin produs de Pfizer și BioNTech. Mai multe studii arată că doza 4 oferă o protecție suplimentară pe termen scurt împotriva infecției cu Omicron și a formelor severe. Vaccinarea cu a doua doză booster este recomandată celor peste 60 de ani și se face cu serul Pfizer-BioNTech la cel puțin 4 luni de la doza booster. Este pentru persoanele care își doresc. Noi am primit foarte multe solicitări în acest sens până în acest moment și pe baza dovezilor științifice existente am creat această facilitate. Tocmai pentru că ăsta este rolul de booster. Din când în când să vii să faci o doză adițională pentru a-ți reîmprospăta imunitatea dobândită cu dozele inițiale. Mai multe țări au decis deja imunizarea cu doza 4. În cele mai multe rânduri, a doua doză booster se recomandă persoanelor vulnerabile sau imunocompromise. Sunt însă și țări, precum Israel, care au decis că întreaga populație peste 18 ani poate face a doua doză booster. Datele sosite în special din Israel, acolo unde a fost aplicată doza 4, ne arată că la persoanele care au răspuns mai greu la vaccin, și aici ne referim în special la persoane vârstnice, e de preferat să fie administrat inclusiv doza a patra, pentru că în acest fel crește nivelul de protecție și scade riscul de a dezvolta forme severe. Românii se pot imuniza în centrele de vaccinare până la finalul lunii iunie, urmând ca de pe 1 iulie vaccinarea împotriva SARS-CoV-2 să se realizeze doar la medicii de familie. Până în acest moment, aproximativ 42% dintre români s-au imunizat complet și doar 13% au făcut și doza 3. Plajele de la malul Mării Negre s-au transformat în ultimele luni în cimitire pentru delfini. Se întâmplă după ce mai multe mamifere au ieșuat. Deși nu au încă dovezi certe, specialiștii cred că animalele marine sunt afectate de acțiunile militare din zona Ucrainei. Sunetele puternice i-ar dezorienta și ar determina să se desplaseze spre sud, unde în căutarea hranei mulți se prind în plasele de pescuit. În primele 5 luni ale anului, pe litoralul românesc au ieșuat 62 de delfini, mai mult de jumătate luna aceasta. De la începutul lunii mai și până acum pe litoralul românesc au fost găsiți peste 40 de delfini eșuați. 26 dintre aceștia au fost identificați într-o singură zi în zona Sulina. Cifrele îngrijorează pe specialiști, mai ales că în ultimul deceniu nu a mai existat un fenomen similar. Este un număr record. Până acum n-am avut în ultimii 12 ani un număr atât de mare. În acest ritm, numărul delfinilor morți care vor fi aduși de valuri pe malurile noastre ar putea ajunge chiar la 200. Cercetătorii analizează cauzele, mai ales că situații similare cu numeroși delfini eșuați se înregistrează și în țările vecine, Bulgaria și Turcia. O posibilă explicație ar fi activitatea navelor de război în apele teritoriale ale Ucrainei. Acestea nu doar le dezorientează pe mamifere, dar le și pot cauza moartea. Datorită zgomotelor foarte puternice, produse de explozii, cât și de activitatea sonarelor militare, acestea pot să producă leziuni în acel organ de orientare al lor, în melon, care sunt incompatibile cu capacitatea de orientare și de identificare a hranei. Sunt ființe foarte sensibile. Dacă frecvențele sau sunetele pe care le recepționează înapoi sunt perturbate, este posibil să-i deruteze. Un alt pericol îl constituie plasele pescarilor. Toate categoriile. Am înregistrat de la pui până la adulți, în principal adulți. Cel puțin pe zona noastră costieră de sud, cred că avem 70% din ei adulți, din toate cele trei specii. În efortul de a salva vieți, 4 delfini și 3 lei de mare au fost transferați din Odessa la delfinariul din Constanța, unde vor rămâne până la finalizarea conflictului militar din Ucraina. În acest an, Art Safari este mai mult decât artă. Vedem lucrări create de Pablo Picasso și Salvador Dalí pentru unul dintre cele mai frumoase spectacole de balet din lume. Ascultăm muzica lui De Faia și îl admirăm din nou pe Teodor Aman. În acest an, Art Safari poate rămâne deschis timp de 2 luni și jumătate în capitala României.
În 1919, baletul Pălăria cu trei colțuri a avut premiera la Teatrul Alhambra din Londra. Picasso a conceput atunci costumele, decorurile și chiar machiajul dansatorilor. 30 de ani mai târziu, Dalí a semnat scenografia unui spectacol similar și s-a bucurat de un succes memorabil. Lucrările grafice semnate de Picasso și Dalí pentru aceste spectacole pot fi văzute acum în premieră la București, la Art Safari, și sunt acompaniate de muzica lui Manuel de Falla. Când Picasso crea su trabajo para el ballet y se estrena en Londres en 1919, el espíritu en ese momento era el de alegría, el de celebración, porque había terminado la Primera Guerra Mundial y porque había acabado la gran pandemia que hubo en ese momento, elementos que no son cercanos ahora. Un eveniment este și retrospectiva Teodor Aman, primul artist român modern. Selecția, spunem noi că este senzațională, cuprinde 150 de lucrări aduse din toată țara, lucrări care prezintă interioare, doamne foarte elegante de secol XIX, portrete oficiale, scene istorice. Expozițiile mari, expozițiile importante, cum este cea în care ne aflăm acum, dedicată lui Teodor Aman, de obicei au o perioadă de vizitare 9 luni, 12 luni, tocmai pentru a permite iubitorilor să vină să o viziteze. Și arta contemporană este expusă la superlativ. Irina Dragomir, o voce importantă a noii generații, are prima expoziție personală la Art Safari. Cu cât revăd, cu atât mai tare mi se pare că iese deasupra acest mesaj. Faptul că realitatea, presiunea realității imediate poate fi depășită foarte ușor prin capacitatea de visare și capacitatea de imaginare. În premieră, expoziția Art Safari va rămâne deschisă 2 luni și jumătate, până pe 7 august. Jucătorul selecționat Republicii Moldova, Constantin Burdujel, a devenit campion al României la fotbal în sală. În al 4-lea meci al finalei, echipa sa, United Galați, a învins cu 4-3 pe Auto Bergamo Deva, echipa la care evoluează un alt fotbalist basarabean, Iunian Cojocaru. Cu scorul de 3-1 la general, United Galați a devenit pentru a doua oară în istorie campioană națională a României. Datorită acestui succes, echipa lui Burdujel va juca pentru al 3-lea sezon consecutiv în Liga Campionilor la futsal. Gălățenii au cucerit în acest an și Cupa României. În vârstă de 35 de ani, Constantin Burdujel s-a transferat la echipa din Galați în toamna lui 2014, iar în prezent este capitan. Cu United el a câștigat toate trofeele în România, campionatul, Cupa și Supercupa, fiind printre cei mai valoroși jucători de Liga I românească la futsal. Sportivii din Republica Moldova au cucerit 9 medalii în prima zi de concurs la Campionatul European de Arm Wrestling, ce se desfășoară la București. Din cei 9 juniori basarabeni care au urcat pe podium, 3 au cucerit medaliile de aur. În prima zi de concurs, sportivii și-au măsurat forțele la brațul stâng. Frații Matei și Tiberius Turcan din Briceni au devenit campioni în categoria de 55 de kg la juniori și subjuniori. Matei l-a învins în finală pe Rafael Breaban din România, iar fratele său, Tiberius, a câștigat în fața unui alt sportiv român, Andrei Cocioabă. And after the second elbow, and the champion is Tiberiu Turcan from Moldova. Pe prima treaptă a podiumului a urcat și basarabeanul Valentin Mirzincu în categoria de greutate de până la 75 de kilograme. El l-a învins în ultimul act tot pe un reprezentant al României, Adelin Buca. Pe lângă cele 3 medalii de aur, atleții basarabeni au cucerit o medalie de argint prin Aurelia Vozian și 4 de bronz prin Alina Iordachi, Maxim Baranov, Andrian Bodolan și Nikita Harcev. La Campionatul European de Arm Wrestling de la București, Republica Moldova este reprezentată de 13 sportivi.
Tot mai mulți răgbiști din Republica Moldova aleg să evolueze în campionatul României. Recent, 6 jucători de la echipa Sporting Asem din Chișinău au semnat contracte cu formații din orașul Bârlad, care evoluează în Liga Națională. Îi spun că turneul din România este mai puternic și acolo pot acumula mai multe experiențe. Cristian Buzencu are 28 de ani și este jucătorul național al Republicii Moldova de rugby. Din acest sezon va evolua pentru Rugby Club Bârlad din România. Suntem 6 băieți de la noi din echipă, care evoluăm în campionatul român. Este o evoluție bună pentru noi, dacă sincer. Vorbim de experiență la un nivel mult mai înalt. În primul rând, echipele sunt mai multe, drept vorbind, și nivelul, da, indiscutabil, e mult mai pregătit. La echipa din Bârlad sunt 7 jucători din Republica Moldova. La o altă formație din campionatul României, CSM Galați, se află alți 4 jucători basarabeni. Igor Mișin evoluează la echipa gălățeană din 2016. În această perioadă a devenit campion național la rugby 7 și a cucerit bronzul la rugby 15 în divizia națională din România. Anul acesta nu mai există divizia națională senior și Superliga, s-au comasat și acum evoluăm la... Avem adversari ca Steaua, Dinamo, vor avea loc niște meciuri mult mai intensive, mult mai grele și cred eu mult mai benefice pentru mare parte din jucători. Antrenorul selecționatei Republicii Moldova de rugby spune că în campionatul României au crescut mulți jucători basarabeni care joacă acum la unele dintre cele mai importante cluburi din lume. Toți au început, cei mai buni, și Vadim, și Oleg Pripeliță, și Dima, Arhip și Mahu, toți au început din campionatul României. Că acolo este un pas de a ajunge mai sus. Și, sigur, performanțele respective, campionatul României va putea oferi posibilitatea jucătorilor să crească. Această experiență poate fi adusă acasă și oferită ca sprijin echipei naționale. Într-adevăr, noi vom susține și în continuare implicarea, încadrarea jucătorilor din Republica Moldova în campionatul României, pentru că este un campionat mai puternic, cu mai multe echipe, cu mai multe tradiții. Noi, evident, ne dorim să creștem și campionatul de acasă, însă mai avem de muncit. În Liga Națională de Rugby a României evoluează în prezent 11 jucători basarabeni. Să vedem acum cotațiile valutare stabilite pentru mâine de Banca Națională a Moldovei. Valoarea dolarului american crește la 18,87 de bani, cu 5 bani mai mult decât astăzi. Moneda europeană va putea fi tranzacționată cu 19,90 de bani, cu 4 bani mai mult. Leul românesc ajunge la 4,02 bani. Hrivna ucraineană va costa 63 de bani și rubla rusească 27 de bani. Informații despre vreme aflăm chiar acum de la meteo. Bine v-am găsit în Republica Moldova, temperaturile cresc substanțial, astfel încât maximele vor fi mult mai ridicate decât ar trebui în această perioadă a anului. Va fi soare aproape toată ziua, iar precipitații nu sunt anunțate în nicio zonă. La noapte vom avea minime cuprinse între 7 și 12 grade, iar mâine valorile termice vor urca până la 29 de grade la Cahul și vremea va fi superbă în toate raioanele. La Chișinău, la noapte, așteptăm o temperatură minimă de 11 grade, iar pentru ziua de mâine sunt anunțate 28 de grade și un soare generos. În România urmează două zile cu vreme frumoasă și însorită, dar și deosebit de caldă, pentru că mâine se anunță temperaturi cuprinse între 22 și 30 de grade, iar vineri, în mai multe zone din țară, maximele vor urca până la 33 de grade. Acestea au fost informațiile despre vreme. Sunt Florina Constantinescu și vă mulțumesc pentru atenție. Pe curând! Punem punct telejurnalului, doamnelor, domnilor, știrile noastre le găsiți și pe tvrmoldova.md sau pe pagina de Facebook. Rămâneți aproape, imediat începe emisiunea Punctul pe azi. Sunt Vadim Cheptănaru și vă mulțumesc pentru atenție. Vă dau întâlnire și la telejurnalul orei 22. Pe curând!